Bună seara și bine v-am găsit la Jurnalul Regional. În 2 săptămâni încep lucrările de pe Bulevardul Poitiers, o arteră rutieră extrem de tranzitată. Intervenția era necesară deoarece carosabilul este plin de gropi și de nivelări. Primăria Iași a anunțat că lucrarea se va face pe tronsoane pentru a nu afecta accesul persoanelor care locuiesc în zonă. Primăria municipiului Iași susține un program de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale, precum și de reparație ale străzilor și trotuarelor în care sunt incluse în diverse stadii, în jur de 150 de străzi din toate zonele orașului. În 15 luni de zile, Bulevardul Poitiers ar trebui să fie asfaltat. Lucrările vor începe pe data de 10 august. E investiție destul de importantă, având în vedere faptul că, din punctul nostru de vedere, Bulevardul Poitiers trebuia reabilitat de mai mult timp. Bun, între timp s-a rezolvat și problema cu Ministerul Transporturilor și s-a predat prin protocol segmentul de drum către Municipalitatea Ieșeană. Am scos la licitație și am reușit să încheiem contractul. Proiectul prevede și lucrări la trotuare și spații verzi. Valoarea lucrărilor se ridică la 37,3 milioane de lei. Se vor desfășura pe tronsoane, pe segmente. Cu siguranță vor exista și întreruperi de circulație pe respectivele segmente, dar vom încerca să asigurăm circulația pe un singur fir și cu ocazia asta vrem să-i asigurăm pe cei care tranzitează zona respectivă că, indiferent de disconfortul pe care îl vor crea lucrările, noi vom reuși să reabilităm nu doar bulevardul, ci și trotuarele și spațiile de zi. Timp de mai mulți ani, bulevardul a fost un măr al discordiei între Primăria Iași și Ministerul Transporturilor, în condițiile în care în 2008 strada a fost inclusă în proiectul de amenajare a unei centuri ocolitoare a Iașului, însă a fost scoasă din acest plan undeva în anul 2020. De-a lungul timpului pe bulevard s-a intervenit doar cu unele plombări. Consilierii locali ieșeni vor analiza în ședința de mâine oportunitatea majorării cotizației municipiului Iași la Asociația Metropolitană de Transport Public Iași pentru acest an de la 0,5 lei pe locuitor pe an la 1 leu de locuitor pe an. Practic, Iașul ar urma să plătească către asociație 370.000 de lei pe an, cu menținerea numărului de locuitori avut în vedere la stabilirea inițială a cotizației. În cadrul aceleiași asociații, Consiliul Județean plătește 252.000 de lei. Momentan, CTP operează 20 de trasee în zona metropolitană. A fost stabilit un necesar de suplimentare a flotei CTP, însă procedurile de achiziție s-au derulat foarte greu. Furnizorii nu s-au prezentat la licitații, în special pentru livrarea de vehicule mai mici de 6 metri. Respectiv 80 metri. O parte din necesar a fost livrat la finalul anului 2023 și s-a reușit demararea operării traseelor aferente comunei Valea Lupului. Suplimentar față de flota insuficientă, CTP Iași are un deficit de șoferi și vatmani. Fie din cauza migrării acestora în spațiul UE, fie din cauza deschiderii șantierelor de autostrade din zona Moldovei, unde ofertele de muncă sunt foarte tentante. Potrivit asociației pentru a reuși să angajeze noi șoferi, CTP școlarizează continuu gratuit cursanți care doresc să dobândească și permisul de conducere pentru transport persoane. Asociația Metropolitană de Transport Public Iași a fost înființată în vederea reglementării și integrării transportului local în cadrul polului urban constituit din municipiul Iași și comunele învecinate. Municipiul Iași a fost reprezentat la conferința M100 Mirror Mission Cities Hub România, desfășurată la Palatul Culturii. Evenimentul a reunit reprezentanții ai autorităților locale din zonă, ai mediului privat, dar și ai unor organizații non-guvernamentale și inițiative locale care joacă deja un rol important în ecosistemul local și care își doresc să se implice prin proiectele desfășurate în îndeplinirea obiectivelor misiunii M100. Cei prezenți au amintit oportunitățile pe care orașele din nord-estul României le pot accesa prin platformă, dar și despre cum pot implica cetățenii, organizațiile și mediul privat în programe dedicate acestei misiuni. Și practic ce încercăm să facem este să mergem în mai multe orașe prin România pentru a promova platforma M100. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în următoarele luni va fi deschisă o aplicație pentru orașele care au peste 50.000 de locuitori pentru a face parte din acest proiect unic pentru România, acela de a reduce amprenta de carbon până în 2035. Asta înseamnă că cele 10 orașe care vor fi selectate până la finalul lunii octombrie vor beneficia de un buget de aproximativ 1 miliard de euro pentru următorii 10 ani pentru a genera proiecte pentru comunitățile lor, proiecte de eficiență energetică. Misiunea orașelor neutre din punct de vedere climatic demarată de Comisia Europeană reprezintă o metodă eficientă, deoarece în orașe se produce 70% din poluare, însă orașele sunt responsabile și pentru 70% din produsul brut.
Ferințe, trebuie să învățăm din greșeli, să nu repetăm greșelile pe care orașele din vestul Europei le-au făcut în anii 60-70, infrastructură mare pentru mașini în centrul orașelor, care costă foarte mult și care nu este eficientă în ceea ce privește mobilitatea. Asta este un exemplu. Proiectul este finanțat din granturi. Locuitorii din comuna Miroslava nu vor mai avea probleme cu debitul apei potabile. În prezent, Apa Vital desfășoară un proiect de extindere a rețelei de distribuție a apei, care va duce la îmbunătățirea furnizării apei potabile în comună. Este vorba despre extinderea rețelei de distribuție a apei potabile prin reabilitarea rezervoarelor existente din zona Avitop. La finalizarea lucrărilor se va asigura alimentarea cu apa satelor brătuleni, inclusiv parcurile industriale Uricani, Găureni și Miroslava, cele trei rezervoare având o capacitate de 1500 de metri cubi. Astfel, apa din rezervoarele din Balciu și Horpaz va fi disponibilă pentru locuitorii din celelalte sate. Lucrările se vor finaliza până la sfârșitul acestui an. În vederea extinderii sistemului de distribuție a apei potabile, Primăria Comunei Miroslava a cedat către Apa Vital o suprafață de 2900 de metri pătrați de teren în zona Uricani, în vederea realizării unei gospodării de apă. Totodată, Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad va pune la dispoziție o suprafață de teren de 1500 de metri pătrați în zona Ezereni, în vederea realizării unei gospodării de apă ce va deservi în special obiectivele incluse în cadrul proiectului Agritech. Lucrările de reabilitare a podului de la Milișăuțe de peste apa Suceve au ajuns la final. În tot acest timp, circulația a fost redirecționată către alte artere. După 15 luni de la începerea lucrărilor, podul va fi inaugurat și va refluidiza traficul din zonă. Podul a fost construit în anul 1962 și face legătura între Rădăuți și Suceava. Cu excepția zonei reconstruite în 2018, restul podului era într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care au fost demarate lucrări de reabilitare. Acestea au fost decalate din cauza birocrației, însă zilele acestea podul Milișăuți va fi inaugurat. Această lucrare a fost făcută de un antreprenor din zonă. Contractul are o valoare de 8,9 milioane fără TVA. Și a avut un termen de execuție de 14 luni de când am emis noi ordinul de începere. În tot acest timp, circulația s-a desfășurat pe rute ocolitoare. Podul de pe DN2H Suceava-Rădăuți a suportat o serie de reparații în anul 2018, când în urma căderilor masive de precipitații, una dintre pile s-a deplasat, necesitând detonarea și reconstrucția totală. În februarie 2020, trotuarul de pe pod s-a surpat cu tot cu balustradă pe o porțiune de 27 de metri, ajungând în albia râului Suceava. Prin contract s-au executat atât lucrări la partea de suprastructură, au fost desfăcute și înlocuite grinzile, desfăcută calea de rolare, turnarea plăcii de suprabetonare, refacerea căii de rolare pe pod. Dar au fost executate și lucrări la partea de infrastructură, consolidare fundații prin executare de piloți sporați. Acum, după aproximativ 4 ani și jumătate, traficul rutier de pe sectorul Milișăuți-Rădăuți ar putea reveni la normal. Viitoarea unitate de primire a urgențelor de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași va beneficia de un sistem pneumatic ce va conecta zona laboratoarelor cu UPU. Transportul pneumatic va facilita transportul pentru analize medicale, probe de sânge, lenjerii sau alimente, astfel că nu va mai fi nevoie de solicitarea unui număr prea mare de personal ca înainte. Sistemul va avea de asemenea un impact asupra securității muncii, întrucât va limita răspândirea bacteriilor, a virusilor și a microbilor. Investiția a fost aprobată de Consiliul Județean în ultima ședință. Întreținerea, combustibilul și RCA-ul au crescut foarte mult în ultimul an, motiv pentru care o mare parte dintre conducătorii auto au renunțat să folosească mașina. Șoferii spun că cele mai mari costuri sunt legate de asigurare și că banii pe care îi plătesc acum pentru un singur an le ajungeau cât pentru 3 mașini în trecut. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. ASF a luat în calcul ultimii 5 ani de eveniment anterior datei de referință, adică în intervalul 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2023. De asemenea, s-au introdus noi criterii de risc și anume puterea motorului în kilowați, în detrimentul capacității cilindrice a motorului. Totodată, prețurile de referință au fost stabilite și pe baza următoarelor caracteristici. Persoana
asigurată dacă este persoană fizică sau persoană juridică, vârsta asiguratului pentru persoane fizice și caracteristicile vehiculului, puterea motorului, kilowați, numărul de locuri pe scaune, capacitatea și puterea motorului, precum și zona geografică. Cât privește plafonarea poliței RCA, premierul a spus că încă se poartă discuții între reprezentanții autorității de supraveghere financiară și asigurătorii din România. Întrebat în legătură cu faptul că, deși plafonarea RCA este în vigoare, prețurile sunt mult mai mari față de anul trecut, Ciolacu a spus că aceasta este economia de piață. Încercați să vorbiți cu ASF-ul și să vedeți dinamica prețurilor. Presupun că se raportează la incidente. Așa funcționează o economie. În funcție de incidente, se vine cu un preț diferențiat. Știți și dumneavoastră că dacă aveți un autoturism și n-aveți niciun incident, RCA-ul vă scade. Dacă aveți 3 incidente într-un an, RCA-ul vă crește. Asta este economie de piață, a afirmat Marcel Ciolacu. Întrebat dacă va ridica această plafonare a RCA, Ciolacu a spus: în momentul în care piața este așezată, atunci trebuie ridicată. După cum vedeți din semnalele dumneavoastră, încă lucrurile se discută. Normal că președintele autorității de supraveghere financiară o să aibă întâlniri cu toți asigurătorii și să luăm măsurile cele mai bune. De cealaltă parte, șoferii băcăuani spun că plătesc mult pentru asigurarea obligatorie a mașinii și chiar și fără a avea incidente, aceste tarife sunt tot mai mari. Am trecut, am plătit 600, acum plătesc 700 și n-am avut daun niciodată. Vreau să știu unde îți duc banii care îi plătim noi. Atâta timp cât nu-mi face nimic la mașina mea, unde îți duc banii cea? Îi dau degeaba, măcar să-mi fac ceva pentru ea, nu-mi face nimic. Da? Acum am făcut ITP-ul, da? Am trecut, din 2 în 2 ani, că mașina are 10 ani. Anul trecut era 100 de lei, acum e la 2. Mi-am zis, domnul inginer, dar de ce? Păi cât taxe, că alea, că alea. Trebuie să mai scadă, ca să-și întrețină și un copil de-a nostru, tânăr, o mașină. Plătește foarte mult. Pentru ăștia tinerii mei, e mai grav că trebuie să plătească mult. Spre exemplu, am avut o mașină pe numele meu, dar ea feri. L-am avut-o pe mine înscrisă vă 2 ani, ca să nu plătească ea mult. Faci o daună, faci ceva, îți dă asigurarea, te duci, stai prin service, zăli, până te programează, până nu știu ce. O dai la pace, adică cu o mână de acord, ca să faci. Tot la fel, trebuie să stai, să o repari. Asigurarea e foarte mare acum, nu se poate. Cum era înainte, era la o mașină de asta normală, a băgat 700 de lei, 800. Cam 10 milioane a făcut acum, nu trebuie. Înainte plăteam 3 mașini în 3 ani. Și acum nu-i convenabil nimic. Cam ridicat. Eu abia am făcut o săptămână, acum 2 săptămâni. Și mi-au cam cu 30%. Față de anul trecut, da. Incidente n-am avut niciodată, să prețul a fost cum a fost. Potrivit reprezentanților guvernului, odată ce piața se stabilizează, plafonarea trebuie ridicată. Doi șoferi din județul Botoșani au fost trimiși în judecată după ce au încercat să mituiască polițiștii de la rutieră. În weekend, un tânăr de 27 de ani a fost oprit pe o stradă din municipiul Botoșani din cauza problemelor la sistemul de iluminare a mașinii. După ce a fost testat cu etilotestul, șoferul a fost depistat cu 0,26 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. În momentul în care oamenii legii au transmis tânărului că îi vor reține permisul, acesta a introdus suma de 1650 de lei într-o folie de plastic în care se aflau și documentele autoturismului, pentru a-i determina pe cei doi agenți să nu dispună măsurile legale pentru abaterile constatate. Astăzi, polițiștii au depistat și oprit în trafic un conducător auto în vârstă de 50 de ani din comuna Vorona, întrucât autoturismul condus de acesta nu utiliza luminile de întâlnire. Pentru că mirosea băutură, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,19 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. După ce polițiștii au adus la cunoștință acestuia faptul că va fi sancționat contravențional și se va dispune reținerea permisului de conducere, acesta a promis agenților de poliție suma de 100 de euro cu titlul de mită. În ambele situații, agenții de poliție au refuzat propunerile conducătorilor auto, au înregistrat momentul oferirii respectiv pe cel al promisiunii sumelor de bani cu aparatură tip bodycam și au sesizat Serviciul Județean Anticorupție Botoșani cu privire la comiterea infracțiunii de dare de mită.
Procurorii DNA Bacău l-au trimis în judecată pe George Lazăr, secretar de stat în Ministerul Energiei și președinte al PNL Neamț, acuzându-l de folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Potrivit DNA, în luna septembrie 2022, în calitate de președinte al PNL Neamț, George Lazăr și-ar fi folosit influența pe care o avea asupra directorului general al RomSilva pentru a-l determina pe acesta să dispună menținerea în funcția de director al Direcției Silvice Neamț a unei anumite persoane numită temporar. În mod concret, în condițiile în care titularul postului de director al Direcției Silvice Neamț era delegat pe funcția de șef de ocol silvic la ocolul silvic Vaduri, postul său a fost ocupat de o altă persoană, care ar fi beneficiat de susținerea lui George Lazăr. În momentul în care titularul de drept al postului de director al Direcției Silvice Neamț a dorit să revină în funcție, Lazăr și-ar fi folosit influența pentru ca prin intermediul directorului general RomSilva să-l determine pe cel din tâi să renunțe la cererea formulată și să accepte delegarea sa pe o altă funcție, astfel încât postul să fie ocupat în continuare prin delegare de protejatul său. Andrei Carabelea, primarul orașului Piatra Neamț, i-a cerut lui Lazăr autosuspendarea din funcție în timp ce USR Neamț i-a solicitat demisia. Primăria municipiului Bacău a fost amendată de Garda de Mediu după ce au fost tăiați 10 de tei din parcul Făgăraș. Municipalitatea a fost sancționată cu 10.000 de euro după ce a tăiat fără aviz 92 de tei din zona parcului Făgăraș. Nu este prima amendă încasată de Primăria Bacău din partea Gărzii de Mediu. În luna martie 2024, Primăria Bacău a fost amendată de Garda Națională de Mediu pentru că a modificat o serie de fișe din Registrul de Spații Verzi al municipiului, fără aprobarea Consiliului Local. Practic, Primăria Bacău a trecut o serie de terenuri declarate spațiu verde în terenuri curți construcții. În 2023, Primăria Bacău a fost amendată de două ori cu un total de 170.000 de lei, tot de Garda de Mediu. Cea mai mare, de 100.000 de lei, vizează neimplementarea tuturor măsurilor asumate pentru închiderea celulei întâi de gunoi. Cea de-a doua amendă primită a fost pentru depozitarea deșeurilor rezultate din demolarea garajelor. Scumpirile la motorină și benzină îi pun la plată pe românii care abia mai fac față cheltuielilor. Aceștia spun că banii nu le mai ajung, iar dacă înainte cu 100 de lei puteau să circule cât de cât cu mașina, acum suma nu le ajunge decât pentru câțiva litri, nici viitorul nu arată prea bine. Spun oamenii care consideră că se așteaptă la noi scumpirea ale alimentelor și serviciilor. Prețurile carburanților în România continuă să crească, provocând îngrijorări nu doar în rândul șoferilor, ci și în întreaga economie. Creșterile recente ale prețurilor la benzină și motorină sunt rezultatul unei noi majorări a accizelor, iar efectele acestor scumpiri se vor resimți în curând în toate domeniile de activitate. Potrivit economiștilor, ponderea taxelor pe consum, accize și TVA, transferate integral clienților finali în prețul carburanților, a ajuns la 48% în cazul benzinei și la 45% în cel al motorinei. După scumpirile importante efectuate în această lună, ca urmare a intrării în vigoare a celei de-a doua creșteri de accize, creșterea aplicată de guvern în două etape în acest an. Șoferii băcăuani spun că prețurile la pompă sunt tot mai mari, iar aceste creșteri de prețuri vor declanșa un val de scumpiri pentru toate produsele, afectând în mod direct toți consumatorii. Da, e scump. E scump. O crescut. Aia am fost eu acum pe Valea Munte, pe Prahova și acum de 1 milion luam, nu știu cam cât, dar acum de 1 milion eu... De 100 de lei, pardon, așa, iau 14 litri. Da, e scump, e scump. Mă rez din colo, dar nu mai scad celelalte prețurile, știți? Nu e normal, dar până la urmă ce să facem? La cât merg eu, a mai crescut, da, a crescut, dar trebuie să merg. Așa că fac tot posibilul să fie... S-a observat în ultimul timp, au crescut foarte, foarte mult prețurile la majoritatea produselor. Că dacă crește transportul, adaugă și ei. Nivelul de trai în România este imposibil, adică salariile care sunt și în funcție cu prețurile, nu merge. Nu. Omul de rând cum face? Cum trăiește? Nu se poate așa ceva. E prea, adică e exagerat. I-am înțeles, e toată Europa, e peste tot, e un joc politic peste tot, dar trebuie să faci un echilibru cu salariile care sunt, cu prețurile, cu... Acum intrăm noi în Europa, am intrat în Europa, hai să facem parte din asta, dar nu în felul ăsta, nu cu totul. Că n-ai cum, atunci ridică și salariile ca dincolo, ca să poată omul să trăiască. De asta pleacă toată lumea, uitați că nu mai e nimeni. Sunt doar bătrânii, părinții noștri, ce fac?
din ce bani? Că dacă nu sunt tineri să lucreze pentru pensiile lor... Măsurile fiscale ale guvernului au stimulat creșterea cu 10% a prețurilor carburanților în acest an. Pentru anul 2023, guvernul a acordat o derogare prin care accizele la benzină și motorină erau scutite de la indexarea cu rata inflației de 13,8% în 2022. Așa se face că, potrivit formulei de calcul legiferate anul trecut, în 2024, se pare că șoferii vor plăti și derogarea acordată pentru 2023, accizele indexându-se mult mai agresiv, nu numai cu rata inflației din 2023 de 8,8%, ci și cu cea din 2022 de 13,8%. Deși România are încă printre cele mai mici prețuri la carburanți din Uniunea Europeană, majorările recente pun o presiune considerabilă asupra bugetelor personale și ale companiilor. Doi tineri șoferi din comuna Verești au fost filmați și postați pe rețelele de socializare în timp ce încălcau legislația rutieră pe DN17, conducând neregulamentar și agresiv în trafic. Aceștia au fost filmați încălcând toate regulile de circulație, permițând altor prieteni din mașini să iasă pe geam și să intimideze pe ceilalți participanți la trafic. În urma imaginilor urcate pe rețelele sociale, cei doi tineri au fost identificați și chemați la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru a clarifica situația. Unul dintre tineri a rămas fără permis și a fost amendat cu 1650 de lei, iar cel de-al doilea a fost sancționat cu 2150 de lei, i s-a reținut permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Acestea au fost știrile, urmează rubrica Meteo. Cerul a fost în mare parte însorit astăzi în zona Moldovei, iar temperaturile înregistrate au fost sub pragul celor caniculare. În ciuda câtorva nori, precipitațiile au lipsit. În schimb, vântul a suflat cu putere. Au fost intensificări în cea mai mare parte a țării, iar astăzi, în special în centru, est și sud-est, precum și în zonele de munte, cu viteză în general de 40-60 de km pe oră. Maximele zilei au fost între 24 și 29 de grade, mai cald fiind în sudul regiunii. Și la noapte, cerul va fi mult mai senin, iar temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 18 grade. De mâine vremea se încălzește din nou, vântul își va pierde din putere și va sufla slab până la moderat. Cerul va fi în mare parte însorit, iar temperaturile maxime vor fi de 28 de grade în Suceava și Neamț, 30 în Iași și Botoșani, 31 în Bacău, Vaslui și Vrancea și 32 de grade în Galați. Luăm doar o scurtă pauză de publicitate și revenim alături de invitatul jurnalului.